Unul dintre cei mai iubiți asistenți din Arad și-a luat viața la doar 38 de ani. Vestea a șocat pe toată lumea, mai ales că în urmă cu aproape o lună, Ionuț anunțase că urmează să devină tătic. Tânărul avea o firmă proprie de îngrijiri la domiciliu și este cel care l-a îngrijit pe regretatul Benone Sinulescu. Vestea morții lui a șocat pe toată lumea, mai ales că în urmă cu doar câteva zile, tânărul a anunțat pe rețelele de socializare că iubita lui este însărcinată și îi va dărui primul său copil. Imediat pe pagina lui de socializare, sute de oameni au transmis mesaje de condoleanțe. Ionuț este cel care l-a îngrijit pe regretatul Benone Sinulescu în ultimele sale clipe din viață.